bine ați venit la ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Coțofănești. Numele instituției prefectului, dați-mi voie să încep prin a-mi cere scuze față de dumneavoastră, pentru că a stat o oră în căldură. Eu vin direct de la Mănăstirea Cașin. Aici era desemnat un alt reprezentant al instituției prefectului să ajungă la ora 11. Este tânăr și geografia i-a jucat feste, e undeva pe la Vaslui acum. Nu e nicio problemă. Îi dorim succes în activitate și haideți să pășim mai departe, să facem lucrurile să meargă bine, da? Dați-mi voie să dau citire ordinului prefectului privind convocarea consilierilor locali declarați aleși la alegerile locale de data de 5 iunie 2016 pentru ședințele de constituire a Consiliului Local din județul Bacău. Prefectul județului Bacău, Ioan Ghica, având în vedere prevederile articolului 30, articolul 35, articolul 54 aliniatul 1 și aliniatul 2, articolul 57 aliniatul 3, articolul 59 aliniatul 1 și articolul 60 aliniatul 1 de legea administrației publice locale, prevederile articolului 2 aliniatul 3, articolul 6, articolul 6 indice 1, articolul 7, articolul 14 aliniatul 1 și aliniatul 2 de legea 393/2004, prevederile articolului 1, articolul 9, articolul 11, articolul 13 și 15 din regulamentul cadru de organizare și funcționare a Consiliului Locale, aprobat prin ordonanța Guvernului numărul 35/2002, dispozițiile articolului 6, alineatul 2, litera B din hotărârea Guvernului numărul 460/2006 și în temeiul articolului 26 din legea 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, emit următorul ordin. Articolul 1. Consilierii locali declarați aleși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 sunt convocați pentru ședințele de constituire a Consiliului Locale conform anexei la prezentul ordin. Reprezentantul prefectului la ședința de constituire a Consiliului Local va fi desemnat prin delegație scrisă. Articolul 3. Ședința de constituire a Consiliului Local va avea următoarea ordine de zi. Punctul 1. Alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local. Punctul 2. Validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși la alegerile din data de 5 iunie 2016. Punctul 3. Depunerea jurământului de către consilierii locali ale căror mandate au fost validate. Punctul 4. Alegerea președintelui de ședință. Punctul 5. Prezentarea validării alegerii primarului. Punctul 6. Depunerea jurământului de către primar. Punctul 7. Alegerea viceprimarului. Punctul 8. Constituirea comisiilor de specialitate a Consiliului Local. Acestea fiind spuse, în anexă, localitatea dumneavoastră figurează la poziția 82 cu convocare la ora 11. Slavă Domnului că pornim la ora 12:20. Acestea fiind spuse, domnul președinte al biroului electoral de circunscripție sau locuitorul e prezent? Nu. Dacă nu, haideți, o să vă rog cu dumneavoastră, domnul secretar, să dați citire din procesul verbal al alegerilor pentru Comuna Coțofănești, în ordine la numărul persoanei care au participat la vot și rezultatele finale. Aveți procesul verbal de mână? Dacă nu, până îl găsim, dați-mi voie să-l invit pe cel mai în vârstă dintre consilieri, care am înțeles că este domnul cel mai în vârstă, Ghebuș Ioan, și la masa de prezidiu și să fie asistat de cei mai tineri, domnul Băștic Vasile și domnul Voicu Florin. Asta e a dumneavoastră, da? Ia dumneavoastră. Ia dumneavoastră, vă rog. Asta e a dumneavoastră. Unul stând la stânga. Da. Da. Unul stând, un consilier, ce ne-am stânga ta și unul îndrea. Trebuie să fie la mijloc. Bun. În procesul verbal, da. Să dați citire la cifrele, câți au participat și la final ce rezultate s-au consemnat în procesul verbal. Da. Procesul verbal privind centralizarea voturilor, contactarea rezultatelor alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale pe circunscripție electorală, 2539. Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente, 2524. Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale complementare, 0.
Numărul total al alegătorilor potrivit electorale suplimentare, 2. Numărul total al alegătorilor în cazul că s-a folosit urna specială, 3. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne înscrise în liste electorale de circunscripție electorală, 1602. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne înscrise în liste electorale permanente, 1507. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne înscrise în copile de perițe electorale complementare, 0. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne înscrise în liste electorale suplimentare, 2. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne în cazul căruia s-a folosit urna specială, 3. Numărul total al voturilor valabile exprimate, 1476, numărul total al voturilor nule, 126, numărul buletinilor de vot primite, 2802, numărul buletinilor de vot nuințate și anulate, 1200, și apoi, Partidul Național Liberal a obținut 409 voturi valabile exprimate, Partidul Social Democrat 889 de voturi valabile exprimate, Partidul Mișcare Populară, 82 de voturi valabile exprimate, Partidul M10, 28 de voturi, Andronache Părin, candidat independent, 68 de voturi valabile exprimate. Dar i-a spus rezultatul. Asta era rezultatul. Da, e clar. Acum o să-l invit pe domnul președinte de vârstă să preia lucrările ședinței. Domnilor și doamnelor, vă mulțumesc pentru cinstea pe care mi-ați acordat-o de a conduce ședința și rog pe cei doi consilieri să mă ajut în desfășurarea activității. Aș dori să anunț că reprezentantul prefecturii este lângă noi, de aceea vă consult dacă sunteți de acord cu prezentarea. Domnul, la biserică nu participă nimeni și nici nu de organii. Nu bine că o să-i nervau și nu. Deci vă consult, are drept de vot, consilierii aleși. Încă nu. Încă nu. Consilierii aleși, domnul Matei. Da. Să vezi, prezența consilierilor este verificată, sunt toți 13 la număr aici, deci nu avem probleme. Nu știu dacă e să mai luăm pauză, noi știm despre cine este să treaba, nu avem probleme deosebite. Perfect, pășim atunci un pic. Da. Doar dacă e necesar, vom luăm. La ordine de zi, vă rog să-mi permiteți să propun următorul proiect al ordinii de zi. Alegerea comisiei de validare. Formată din cât spuneți? Din 3, din 2, din 5? Este format validarea mandatelor? Nu, nu am. Nu spune domnul secretar. 3. 3. 3. Vă rog frumos. Propuneri. Propuneri. Să fie la fiecare parte câte unul. Vă rog frumos, faceți propuneri. Propuneți. Domnul Iubi Plop, din partea PSD-ului. Da. Din partea PNL-ului. Domnul Plop, sări. Da, notați dumneavoastră. Și al treilea, vă rog. Parcaș Florin. Poftiți. Dumneavoastră, va trebui să studiați și să, pe baza unui proces verbal de constatare. Supunem la vot aprobarea, spre aprobarea dumneavoastră. Dacă nu sunt și alte propuneri, cine este pentru? Cine este împotrivă, cine se abține, mulțumesc frumos, în unanimitate. A fost ales, vă rog frumos să vă retrageți pentru preluarea lucrărilor. Dar nu are când, atunci la bun. Atunci. Atunci. Nu, rămâneți acolo. Nu, atunci mergeți dumneavoastră. Dar este de a verifica fiecare dosar. Permiteți, o să vă spun eu care sunt atribuțiile Comisiei de Validare. Deci va trebui să verifice fiecare dosar în parte al candidaților declarați aleși. Trebuie să verifice condițiile de eligibilitate care privesc faptul vârsta să nu fie mai mică de 23 de ani, domiciliu să fie pe raza unității administrative teritoriale, adică a Comunei Coțofănești, și mai departe va trebui să mai verificăm dacă partidul pe lista căruia a candidat i-a menținut în continuare sprijinul sau l-a retras.
Acestea sunt elementele care trebuie să verificăm. Dacă mandatarul financiar a depus la AEP, la Autoritatea Electorală Permanentă, dacă a depus dacă acel bilanț financiar. Sigur, dacă aveți consilier independent, trebuie verificat. Și la dacă sunt doar partide, vă confirm eu... Ca partid. Vă confirm eu că au depus partidele, toate partidele din care au participat la alegeri au depus deja până la în lege așa spune, eu acum nu vă cred. Vă cred, sunt monitoarele oficiale 442, 440, 446 care s-au depus de către toate partidele. Deci nu va fi nicio problemă aici. Da, acolo așa spune, în lege spune că se poate. Iar validarea să meargă într-un birou, să meargă separat și să consulte acele documente pe care vreau să le pună la birou la mine. Și noi ceilalți trebuie să facem o pauză. Adică vine raportul comisiei de validare. Nu putem. Iunie 2016, în prezență, în prima ședință de validare a Consiliului Local Fosul Fănești. 25 iunie 2016, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Comunei Coțofănești ședință de constituire din data de 25 iunie 2016 a examinat în conformitate cu prevederile articolului 31 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificări și completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor. Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de invalidare. Fapt pentru care am hotărât să propună validarea tuturor celor 13 consilieri conform tabelului anexat. Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. Aducem totodată la cunoștință că, având în vedere cererea de renunțare înainte de validare la mandatul de consilier local al domnului Antoche Florin, precum și cererea de renunțare al domnului Olariu Viorel, motivată prin faptul că a fost ales la funcția de primar al Comunei Coțofănești, temeiul articolului 33 din legea numărul 215 din 2001, republicată, legea autorității publice locale, vă rugăm să supuneți validării mandatele următoarelor supleanți din lista candidaților PSD la funcția de consilier local al Comunei Coțofănești pentru alegerile locale din 5 iunie 2016, prin intrarea domnului Olariu Viorel pentru funcția de primar, avansează următorul consilier Băștig Vasile. Prin renunțarea funcției de consilier al domnului Antoche Florin Ionel, va intra Vlagea Florin. Atât. Toate cele au fost verificate, nu sunt probleme. Toți sunt consilieri validați, cu domiciliul în Comuna Coțofănești, toate taxele sunt achitate. Da, și locul domnului primar s-a dat și în locul următorul supleant, da? Da, am spus, am specificat. Bun. Și hai să vedem unde am ajuns aici. La depunerea juramentului la consilier. Deci, voi proceda la supunerea la vot a fiecărui consilier în parte, cărui validare se propune, s-a propus de Comisia de Validare. Fac precizarea că votează numai consilieri aleși. Supun la vot mandatul fiecăruia dintre dumneavoastră. Da. Ivancescu Gheorghe. Cine este pentru? Cine este pentru? S-a abținut cineva? E împotrivă? Văsioiu Benone. Cine este pentru? S-a abținut cineva? E împotrivă? Gherguș Ion. S-a abținut cineva? E împotrivă? Glob Liviu. Cine e pentru? S-a abținut? E împotrivă? Artan Adrian. Cine e pentru? Împotrivă, se abține. Vă rog să mă corectați dacă cineva se abține. Ghiuș Jean, Ioan Jean. Cine este pentru? Împotrivă, se abține. Băștig Vasile. Cine este pentru? Împotrivă, se abține. Bulagea Florin. Cine este pentru? Se abține, împotrivă. Ploc Sorin. Cine este pentru? Voicu Florin. Pentru, să abține, e cineva împotrivă? Nu. Baștea Ioan. Este pentru?
Bulin Ion. Cine este pentru? E împotriv? E cineva? Farcaș Florin Mihai. Cine este pentru? Să abține? E cineva împotriv? În unanimitate, toți consilierii au fost votați. Fiind validate mandatele consilierilor care reprezintă mai mult de două treimi din numărul total al consiliului, consiliul local este legal constituit și adoptat în cel ce-a doua hotărâre. Depunerea jurământului. De ce să luăm în ordine alfabetică? Sau luăm în ordine. Domnul Ivancescu Gheorghe. Da, pregătit. Este pregătit. Da, e pregătit totul. Rugăm să ridicați în picioare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Coțofănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vasioiu Benori. Da, spune cine se pregătește. Vasioiu Benoni se pregătește subsemnat. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Coțofănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Se pregătește cine? Liviu Plop. Pregătește Plop Liviu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putința, în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunii Coțofănești. Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Coțofănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Artan. Domnul consilier Artan. Se pregătește domnul Jean. Se pregătește, stai acolo. Da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunii Coțofănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Gheoș, consilier Gheoș. Vreau să respect cu Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot cu ce stă în puteri de mine. Pentru până la Coțofănești. Și o să mă ajut. Nu? Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Coțofănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Coțofănești. Așa să mă ajute Dumnezeu. Domnul Plop Sorin. Jur să respect cu
credință Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului Comunei Coțofănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Voi cu Florin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Coțofănești. Așa se numește Dumnezeu. Pașa Ioan. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Coțofănești. Așa se ajute Dumnezeu. Deschide geamul ăla un pic mai tare. Bulin Ion. Vă rog să respect Constituția și legile țării, să fac în pură credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului Comunei Coțofănești. Așa să le ajute Dumnezeu. Farcaș Florin Mihai. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Coțofănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă rog să luați loc. Declar Consiliul Legal constituit. Deci, din momentul de față, Consiliul Local este legal constituit. Mai trebuie certificat. Mai trebuie certificat. Hotărârea, da. Suspansiunea puteți să o faceți luni. Acum e partea verbală și înregistrată. Eu, ca președinte de președinte. Comisie, îmi încetez activitatea. Urmează la partea a doua să alegem alt președinte sau cum considerați. Trecem. Haideți să vedem cum e în program. Da, alegerea președintelui exact. Președinte. Deci, să alegem un alt președinte. Un alt președinte sau să fiu și eu, dar nu și poate. Și puteți să faceți cine propuneri. Face propuneri poftiți, care să fie primul președinte al noului Consiliu Local. Da. Propun ca președintele comisiei să rămână tot domnul Ghebuș. Vă consult cine este pentru, dacă este și altă propunere. Cine e pentru, împotrivă, se abține. Vă mulțumesc frumos. Da. Vă mulțumesc frumos pentru încrederea acordată și vă asigur că vei conduce conform statutului lucrării acestui ședință. Prezentarea la vedere de primarului. Da. Rog pe domnul dumneavoastră. Da. Chiriac, da? Domnul Chiriac să prezinte. Permiteți-mi să dau citire sentinței civile numărul 1680 din data de 24.06.2016, pronunțată de judecătoria Onești în dosar numărul 3427/270/2016. Apreciind că sunt îndeplinite condițiile articolului 58 aliniatul 1 din legea administrației publice locale numărul 215/2001 republicată, instanța va dispune validarea alegerii candidatului Olariu Viorel în funcția de primar al Comunei Coțofănești.
Pentru aceste motive, în numele legii, admite propunerea Biroului Electoral al circumscripției electorale numărul 27 a Comunei Coțofănești, județul Bacău, și validează alegerea domnului Olariu Viorel în funcția de primar al Comunei Coțofănești, județul Bacău, definitivă, pronunțată în Cameră de Consiliu, ședință publică 24.06.2016. Invit pe domnul Olaru, Olariu, primar ales, să-și depună jurământul. Vă rog frumos! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunii Coțofănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Vă rog frumos să luați loc. Pus-o pe dos. Domnul. Emoții. Emoțiile la mine nu vreau noi astăzi. Eu n-am nicio emoție. Stați așa, stați așa. Da. Partea colectivului. Vă mulțumesc. Până și vă dorim. Da. Va trebui să te pun pe tine de mai multe ori, nu? Nu, sigur, da. În urma depunerii jurământului, declar investit în funcția de primar pe domnul Olariu Viorel. Vă invit să ia cuvântul. Vă mulțumim. Domnilor consilieri, aleși al Consiliului Local al Comunii Coțofănești, stimați invitați, mă refer la domnul care reprezintă instituția prefectului, stimați cetățeni, dragi cetățeni, am rușit, da? E bine. Ce să vă spun? Sunt onorat pentru încrederea pe care cetățenii Comunii Coțofănești mi-au acordat-o și în același timp simt că pe umerii mei apasă o responsabilitate deosebită. Nu mi-a fost frică de muncă niciodată, nu mi-este frică de muncă și nu va fi frică de muncă. Îi voi reprezenta cu cinste, cu demnitate și cu toată puterea și priceperea mea, precum jurământul, pentru binele locuitorilor Comunii Coțofănești, indiferent că m-au votat sau că nu m-au votat. Voi fi primarul tuturor cetățenilor Comunii Coțofănești. O să fac o retrospectivă, dacă vreți, nu vreau să întinez evenimentul, dar fac o retrospectivă a campaniei electorale încheiate. Particip la foarte multe campanii electorale și vreau să spun că a fost cea mai urâtă campanie electorală, ca să folosesc un epitet drăgălaș, generos. Să nu mai spun altfel. Cea mai urâtă la care am participat vreodată. Și uite așa am aflat că am fost comunist, dar nu-mi găsesc cadetul de membru de partid. Eu am fost. Și uite așa am aflat că conduc o primărie după e de comuniste și nimeni nu s-a plâns. Și uite așa am aflat că nu sunt născut în comuna asta și o să le spun că nu sunt născut în comuna asta, sunt născut într-o căruță, dar într-o comună cu nume de voievod, Ștefan cel Mare. Și uite așa am aflat că sunt mincinos și cetățenii la vot au zis că nu sunt mincinos. Și uite așa a zis că îmi bat joc de cetățeni și cetățenii la vot au zis că nu îmi bat joc de ei. Și uite așa am aflat foarte multe lucruri despre persoana mea pe care nu le aflasem la campaniile anterioare. Probabil că la campania viitoare, la care de când sunt sănătos, pe dezamăgirea, supărarea dumnealor, o să candidez din nou. Și atunci o să caute altceva. O să vă spun că cetățenii comunei chiar s-au deșteptat, că așa spunea unul dintre contracandidații. S-au deșteptat pentru că au știut să discearnă între minciună și adevăr. A știut să discearnă între realitate și nerealitate. Au știut să aleagă drumul cel bun și le mulțumesc încă o dată pe această cale.
Vreau să vă spun că să mă refer în primul rând la domnii consilieri aleși în nou Consiliu Local, să le mulțumesc celor care au activat în Consiliul Local, care ieri sau astăzi, odată cu investirea, își încheie mandatul, începe mandatul nou Consiliu Local al Comunei Coțofănești. Vreau să-i felicit și să-i asigur că trebuie să uităm toate adversitățile de campanie electorală, trebuie să uităm toate ranchiunile, tot ce s-a întâmplat urât și va trebui să punem umărul la treabă împreună să slujim cetățenii Comunii Coțofănești, așa cum am jurat pe Biblie, dar în același timp să respectăm legile și Constituția țării. Fără noi, doar și poate. Voi fi un primar deschis, știu să lucrez cu orice consiliu, cu orice consilier în parte sau în grup, atâta timp cât ideile și propunerile dumnealor sunt pertinente și sunt luate sau sunt venite spre binele cetățeanului, adică spre binele dumneavoastră. Sub nicio formă nu voi face, dacă vreți, diferențe politice. Când am plășit în instituția primăriei, la ședințele Consiliului Local și nu numai, suntem cetățeni ai comunei care vrem binele localității respective și nu venim cu idei partinice sau știu cu idei de grup sau de sau singulare, dacă vreți. Comuna Coțofănești va trebui să meargă pe drumul pe care și l-a pornit, pe un drum european, în care oamenii care au votat au văzut că mergem pe un drum bun. Adică să finalizăm investițiile începute. Pentru faptul că avem de finalizat cu asfaltul, avem de finalizat la Tămășoaia cu apa, avem de început investiția cu canalizarea și avem multe, multe investiții în care Comuna Coțofănești să devină o comună europeană. Și eu zic după mine că această Comună Coțofănești se îndreaptă cu pași siguri și destul de repezi spre a deveni o comună europeană. Nu cred că cineva din nou Consiliu Local ales sau cetățenii comune nu-și doresc acest lucru. Sunt sigur că sunt în asentimentul lor, în asentimentul Consiliului Local, în asentimentul cetățenilor și că lucrurile vor merge bine. În Consiliul Local vreau să văd idei care să vină în sprijinul unei veți mai bune a cetățenilor Comunei Coțofănești. Iar eu voi fi cel care voi acquiesa și voi percepe imediat mesajul pe care mi se transmite. Nu este ușor, este greu. Am spus și repet, îmi asum responsabilitatea. Știți foarte bine, Comuna Coțofănești nu este o comună, este o comună medie, este o comună de mijloc. Și ca atare, fondurile Comunii Coțofănești sunt cumva limitate, destul de limitate, pentru faptul că nu avem nici agenți economici deosebiți cu importanță economică deosebită și, prin urmare, și bugetul este în egală măsură. Va trebui, din priceperea noastră, a mea, în primul rând, ca și șef al administrației publice locale și prin aportul dumneavoastră, domnilor consilieri, să căutăm finanțări externe, finanțări europene, finanțări guvernamentale, finanțări prin GAP, și așa mai departe, ceea ce eu am făcut până acum și știți foarte bine. Într-un an de zile, Comuna Coțofănești cheltuiește în medie 100 de miliarde de lei aproape, în condițiile în care veniturile proprii ale Comunei Coțofănești sunt de 5 miliarde. Faceți o poteală că este de 5% aportul Comunei Coțofănești. Deci cheltuim 100 de miliarde și colectăm, în cazul în care colectăm în întregime, 5 miliarde de lei. Deci tot restul banilor sunt aduși pe fonduri europene, Banca Mondială, și nu vă dau exemple acum, Școală de Tămășoaie, Banca Mondială, apă la Borșan, fonduri europene, asfalt pe fonduri guvernamentale și așa mai departe. Este foarte greu. Noi împrumutăm bani uneori din bănci ca să susținem partea de cofinanțare a proiectelor, pentru că Uniunea Europeană și indiferent Banca Mondială ce-o fi și fonduri guvernamentale nu finanțează în totalitate. Deci ei vin cu 70, 80, 90%, de regulă 90%, 10% trebuie să fie partea ta de contribuție. Și vă dau un mic exemplu. La asfaltul din Comuna Coțofănești. Bâlca, Borșanu și Coțofăneștiu. Investiția totală este 62 de miliarde de lei. Bani vechi, mă raportez la bani vechi. Iar partea noastră de contribuție să fie 10%, 6,2 miliarde. Iată-te un exemplu în care bugetul Comunii Coțofănești, pe un an de zile, dacă îl colectăm în întregime,
Îl trebuie să-l folosiți numai la o cofinanțare unei investiții mari. Ceea ce acum facem un punct, chiar ieri am avut o ședință și le mulțumesc doamnelor consilieri din Consiliu, care și-a încheiat activitatea, nu vă spun Consiliul Vechi, că nu e bine, nu e frumos, și am votat acest lucru. Eu vreau ca nouul Consiliu, în care de fapt se regăsește nucleul vechiului Consiliu, majoritatea sunt din vechiul Consiliu, oameni care au lucrat și le cunosc capacitatea profesională, le cunosc pregătirea, le cunosc tot, toată implicarea lor, vreau ca prin noi colegi venind în Consiliul Local, să aducă Consiliul Local un plus valoare, dacă vreți. Adică ceva deosebit. Și uitați, eu îți dau un exemplu concret. Pentru că tot s-a clamat în campania electorală Comuna Coțuvănești, cu care sunt de acord și pe care eu am recunoscut. Suferă, dacă vreți, sau suntem corigenți la siguranța cetățeanului și a proprietăților, a bunurilor cetățeanului. Și au clamat toți cei care au fost în campanie. Acum vreau să văd și aportul lor ca să îndreptăm acest lucru. Bineînțeles, împreună cu mine. Dar vreau aport. Pentru că numai cu vorbe să venim la 4 ani și să aruncăm vina unul pe altul, eu în campanie am recunoscut. Sunt corigent la siguranța cetățeanului. Și m-am explicat de ce. E, acum vreau implicarea dumnealor ca să punem lucrurile la punct. Bănuiesc că o să le punem, să nu ne trezim peste 4 ani, că venim și clamăm același lucru, că cetățeanul nu are siguranță și că cetățeanul nu are siguranța proprietății și a bunurilor pe care, care îi aparțin. Vreau să mulțumesc pe această cale familiei mele, în mod deosebit, pentru faptul că o campanie, așa cum am zis, care n-a fost prea ortodoxă, m-a suportat pentru faptul că uneori recunosc m-am răzbunat sau m-am răzbunat. Am fost mai nervos acasă cu copila mea, cu fiica mea, cu soția mea, cu băiatul meu, ceea ce eu nu meritau. Dar au înțeles și le mulțumesc pe această cale pentru faptul că am putut trece împreună peste acest eveniment, peste această campanie. Vreau să mulțumesc cetățenilor Comunei Coțofănești care încă o dată mi-au asigurat sprijinul și pe care le promit aici cu mâna pe suflet și pe Biblie, nu îi voi dezamăgi niciodată, îi voi respecta în primul rând, îi voi iubi cum i-am iubit și până acum, îi voi ajuta cum i-am ajutat și până acum și vor avea mine tot sprijinul de care sunt eu în stare să dau dovadă ca un bun creștin ce sunt. Nu vreau să vă mă țin pentru faptul că atmosfera e destul de încinsă, e această caniculă care a venit peste noi. Vreau să mulțumesc și în ultimul rând să le mulțumesc și funcționarilor primăriei Comunei Coțofănești. Oameni deosebiți, oameni care m-au ajutat în realizările proiectelor. Eu nu o să vă întind acum toate proiectele, că nu sunt în campanie electorală. Ce s-a făcut în Comuna Coțofănești? Cine a avut proiect să vadă, a văzut. Cine n-a vrut să vadă, n-a văzut. Asta e altă problemă. Dar le mulțumesc funcționarilor pentru că am avut niște oameni bine pregătiți, niște oameni care au fost alături de mine, niște oameni care au știut cu ce se mănâncă administrația și au avut să le facă. Aceste prezice închei, sunt mândru și vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea să ne spun cuvântul în prezența dumneavoastră, oameni pe care i-am prețuit, oameni care mi-ați fost aproape și cu siguranță îmi vei fi aproape și de acum încolo. Pentru că în ceea ce privește pe mine, vă voi fi aproape din totdeauna. Dumnezeu să ne ajute și Primăria Comunii Coțofănești să vă fie... Vă fie de ajutor dumneavoastră și comunității și, într-adevăr, peste 4 ani, să nu mai auzim că nu mai are apă în cutare loc, că nu e canalizare. Să auzim peste 4 ani că, virgulă, cam toate locurile de care are nevoie cetățeanul european, să le aibă la el, acasă, ca și la oraș. Vă mulțumesc și Doamne ajută! Vă rog frumos! Domnule primar, vă mulțumim foarte frumos pentru discursul dumneavoastră. Vă urăm succes, noroc și realizarea programului pe care ni l-ați prezentat în campania electorală. Vă mulțumim! Stimați colegi, trecem la punctul 4. Punctul 4 înseamnă alegerea viceprimarului. Eu am să vă dau citiri.
ce condiții trebuie să îndeplinească viceprimar. În conformitate cu prevederile articolului 57 alineatul 3, legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată una din atribuțiile consiliului local, este și aceea ca alegerea viceprimarului, alegerea viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferent articolului 57 alineatul 7 legea 215/2001. Viceprimarul va fi ales prin vot secret, conform articolului 11 din ordonanța Guvernului 35/2002, aprobată prin legea 673/2002, pe baza buletinului de vot. Propunerile dumneavoastră vor fi înscrise în buletinul de vot, după care își va exercita votul secret, până înscrierea cuvântului da în dreptul celui care este trecut în buletinul de vot. Așa că, astea fiind supuse, dacă comisia tehnică este pregătită, ar trebui pentru numărătoarea voturilor comisia de validare, da. Să alegem. Propun 2 consilieri aleși pentru numărarea voturilor. Cine face propuneri? Domnul Plop. Baștea Ion. Domnul Plop l-a propus Baștea Ion. Cine este pentru, cine este împotrivă, se abține cineva? Vă mulțumesc frumos, domnul Baștea. A doua propunere. Domnul Ivancescu. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva? Domnul Ivancescu, domnul Baștea, vă rog frumos să vă exercitați. Le numărăm după cele. După. Trecem la propunere pentru viceprimar. Cine face propunerea pentru viceprimar? Domnul Copliviu. Propun pentru funcția de viceprimar în partea PSD pe domnul Benoni Păsioe. Vă consult în privința alegerii domnului Păsioe Benoni. Cine? Dacă mai sunt și alte propuneri. Ne mai fiind și alte propuneri? Lista? Să scrie buletinele de vot. Deci, pe listele de vot va fi trecut un singur candidat. Păsioriu Benoni. Procedura va trebui să treceți cuvântul da în dreptul candidatului care vreau. Și sunt legal constituit. Sunt așa. 1, 2, 3, 4,
10, 11, 12, 13. Acum, pe rând, domnul consilier să fie asigurat. O să-i stricăm după listă. Un singur pic o să fie acolo ca să nu se facă însemnări eventual. O să-i stric după listă și fiecare va intra. Domnul Ivancescu Gheorghe. Aveți fixul nou. Puneți da în loc. Dați fixul înapoi. Un singur fix. Trebuie să puneți da în loc. Să scrieți cuvântul da. Următorul care este cadrul. Da, eu. Thank you.
Domnule președinte, vă rog, aveți cuvânt. În unanimitate. Vă rog frumos, o secundă. Băi, o leacă numai. În unanimitate de voturi a fost ales ca viceprimar domnul Vățuiu Benoni. Asta da între cel sociale, 13 de 13. Pentru cât domnul consilier Benoni Vățioiu a fost ales cu unanimitate de voturi viceprimar, noi îl rugăm să ia cuvântul. O secundă, vă rog frumos! Vă mulțumesc pentru că ați avut încredere. Este foarte greu să vorbesc după șeful. Eu așa îi zic, șeful. O să încerc din toate puterile să-l ajut să îndeplinească ceea ce și-a promis și cu ajutorul colegilor celor 13, cu mine. Nu mai ținem cont coloratura politică sau am feluzit că o să fim o echipă și o să încercăm să vă ajutăm și să vă încercăm să domnule primar, vă felicităm, vă urăm succes, bați de la muncă! Ce vreau să vă spun, domnul, faptul că formăm o echipă de două legislaturi. Formăm o echipă de două legislaturi în 2008. Dar vă rog frumos! Vreau să vă spun că a fost omul care a fost alături de mine la tot ceea ce a însemnat dezvoltarea dezvoltarea investițiilor din Comuna Cuțepănești. A fost omul care totdeauna a pus umărul și nu a dat înapoi. Este foarte important pentru faptul că acolo unde, de fapt, o primărie, vicele primar, primarul și vicele primar este ca mama și tata. Acolo unde cei doi nu se înțeleg, se alege praful de familie sau se alege praful de primărie. Din păcate, pentru unii, la noi lucrurile au mers bune, de fericire pentru dumneavoastră, majoritatea cetățenilor au mers bine și se și vede. Noi suntem o comună europeană în procent de 90% și vă promit că cei 10% îi vom parcurge în cei 4 ani de zile, fără nicio problemă, bineînțeles cu aportul domnilor consilieri, aleși astăzi, prin votul cetățenilor din 5 iunie. Nu vă faceți nicio grijă, lucrurile vor merge bine, căruța va merge înainte, nu se va potigni, nici nu va da înapoi. Era un proverb chinezesc, știți? Viața este o competiție. Întotdeauna trebuie să înnoți împotriva valului, a curentului. În momentul când te oprești, nu înseamnă că stai pe loc, înseamnă că valul te-a luat la vale. Nu e cazul nostru, nici al dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mai vă urăm succes, baftă și să realizăm programul electoral în fața cetățenilor comunii Coțofănești. Trecem la articolul 4.5. Comisiile de ajutorare a Consiliului Local. Comisiile de specialitate. Comisiile de specialitate. Comisia Economică, Comisia pentru Învățământ și Comisia pentru Administrație Publică și Juridică. Vă propun ca să alegem în grup aceste comisii. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține. Pentru Comisia Economică, vă rog frumos să faceți, domnule Ivan Cescu, vă fiți. Numărul comisiilor, din câte trei, la urmă. Pentru Comisia Economică... Spunem la vot numărul de comisii și cu numărul... Poftiți, domnule Ivan Cescu. Pentru Comisia Economică, propun să facă parte domnul Vățioi Benone, domnul Ieguș Ion, domnul Baștea Ion, domnul Plop Sorin și domnul Artan Adrian. Vă supun spre aprobarea dumneavoastră. Deci a fost în colectiv. Cine este pentru? Cine a mai stat de propuneri? Dacă mai sunt și alte propuneri, iertați. Nemai fiind alte propuneri,
Trecem la supunere la vot. Cine este pentru, cine este împotrivă, se abține cineva. Vă mulțumesc frumos! La Comisia pentru Învățământ, la fel, propunerea va fi în grup. Cine este pentru? Cine face propunerii? La Comisia domnul Arcan, poftiți! Aș propune pe domnul Ivancescu, fiindcă este de specialitate, domnul Bulagea, Florin, pe domnul Farcaș, pe domnul Ghiuș Jean și pe domnul Bulin Ion. Vă consult dacă sunt și alte propuneri. Dar repet, în colectiv. Ne mai fi și alte propuneri, supun spre aprobarea dumneavoastră. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, vă mulțumesc frumos. Comisia pentru Administrație Publică Locală Juridică. Propunere în colectiv. Cine propune? Propun pentru Comisia Juridică pe domnul Liviu Plo, pe domnul Florin Voicu și pe domnul Vasile Băștic. Vă supun dacă sunt și alte propuneri. Cine? Mai sunt și alte propuneri? Nu. Nu mai sunt. Nemai fi. Propună și tână. Cine este pe potrivă? Nu știu dacă vreți să propunem democrație. Deci s-a terminat și cu mențiunea că președinții și secretarii se vor alege prima ședință a Consiliului Local. A noului Consiliu Local. Deci, acum s-au ales toți și în ședința Consiliului Local va fi ales. Nu, ședința pe comisie și aleg. Pe comisia Consiliului Local. Pe fiecare comisie. Cam asta este. Am asta e? Un singur cuvânt din cheie acolo, pentru că n-am apucat să... Permiteți-mă în numele domnului prefect să vă mulțumesc încă o dată că ne-ați iertat întârzierea. În special domnului primar, domnilor consilieri, dumneavoastră, funcționari ai primăriei, cetățeni, se întâmplă și situații de genul ăsta. Important este că astăzi au fost adoptate toate cele 7 hotărâri, primele 7 din anul 2016 ale noului Consiliu Local ales. Eu, în numele ca reprezentat al instituției prefectului, vă felicit pentru alegerile care le-ați făcut. Vă transmit tot sprijinul pe care putem să-l dăm de la instituția prefectului și aici mă refer la sprijinul către domnul secretar. Mă rog, așa cum nu au fost probleme până acum pe hotărâri de Consiliu, nici să nu fie în continuare, pentru că ajung în aceeași locație la verificat din punct de vedere al legalității. Vă îndemn să luați cele mai bune hotărâri pentru locuitorii comunei și fiecare problemă a fiecărui cetățean să o ascultați ca și cum e problema dumneavoastră. Vă felicit și vă urez spor la muncă. Dați-mi voie să mulțumesc domnului reprezentant din partea instituției prefectului județului Bacău. Noi am înțeles situația, dumnealui nu poartă absolut nicio vină. Nu dumnealui trebuie să vină azi la constituirea Consiliului Local și la repunerea jurământului primarului, trebuie să vină altă persoană. Ați auzit, am încurcat locația, crezut că e pe la vasului, asta e problema. Ceea ce vreau să spun, eu îl cunosc pe domnul Chiriac, din câte știu că sunteți șeful direct departamentului juridice din cadrul instituției prefectului Bacău, de asta a și pus și a accentuat și a nuanțat pe hotărârile Consiliului Local și pe dispozițiile primarului, că prima dată ajung la dumnealui și le verifică ca și legalitate și dacă nu sunt în ordine, sunt întoarse înapoi. Încă o dată vă mulțumesc, cunosc pe tatăl domnului Chiriac de la Onești, ne cunoaștem foarte bine. Acum, personal, am cunoscut și de întâlnirea lui. Seamănă lui cu tatăl lui, nu avea altfel cum să fie, ca și caracter, ca și înfățișare, dacă vreți. Și noi vă așteptăm la rândul nostru ori de câte ori. Și în numele cetățenilor comunii coțovănești, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Încă o dată. Bine, felicitări! Participare, să vă dea Dumnezeu să mai veniți și cu alte ocazii pe la noi, că aveți unii venit. Declar ședința închisă. Vă mulțumim frumos!